a venit să înceapă atelierul, a venit pentru 5 zile. Atelierul se numea Maniere fără bariere. La prima ședință, domnișoarele au cucerit-o total pe Mio și au spus că avem o grămadă de treabă în comuna asta. Eu nu pot să stai doar o săptămână, că avem multe descoperiri și de făcut. Și Mio la prima masă cu trenerii zice, eu am venit pentru o săptămână și trebuie să stau două, că copiii nu mă lasă. Acest monument al Sfântului Dumitru este strict meritul lor că l-au descoperit, pur și simplu. Viorica a făcut ceea ce a făcut mai devreme. Le-a creat mediul în care ei au avut curajul să se... Viorica le-a creat mediul în care ei au avut curajul și încălzneala să se exprime și să facă lucruri. Tot ceea ce vedeți, ce ați văzut în filmul acesta, din păcate lipsește finalul. Și anume copiii au făcut și o comemorare, au împărțit pomană și așa mai departe, toată școala de vară sau aproape toate atelierele au fost acolo și și-au arătat recunoașterea vis-a-vis de inițiativa lor și trebuie să recunosc că toți am fost copleșiți de ceea ce au putut să facă o mână de copii, doar doi lipsesc, am impresia, doi, da? Care nu le-a spus nimeni nimic la vârsta lor și ce au de făcut. Au făcut ce au gândit și